Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod de Football Manager. Sunt fresh, sunt plin de energie după două zile de pauză. Mi-am luat și așa o micuță vacanță, mi-am încărcat bateriile, cum se zice, și revenim în forță. Sper eu ca săptămâna asta ce vine să fie câte două videouri pe zi, unul FIFA, unul Football Manager. Ăsta este planul, să-i dăm bătaie. Totodată aștept mare activitate și din partea voastră, apăsând acel buton de like și de ce nu cei de subscribe dacă sunteți noi pe acest channel. Așa că hai să-i dăm bătaie, avem aici Football Manager. Vreau în acest episod să terminăm restul meciurilor din play-off. În momentul de față, Rapid este pe primul loc cu 39 de puncte, dar și noi suntem la 39 de puncte. Diferența este următoarea. Eu și Farul încă nu am jucat meciul, suntem la 4 meciuri jucate, Rapidul deja a jucat al 5-lea. Deci, da, cu Rapidul cred că o să ne luptăm legit pentru titlu. Totodată, dacă câștigă Farul Constanța acest meci, e destul de discutabil chiar să joacă Liga 1 a României până la ultimul meci. Stai să vezi că o să fie nebunie curată. Într-adevăr, noi am fost cu Conference League-ul. A fost mai greu, mai una, mai alta, accidentări din câte s-a și bine văzut pe de-a lungul părților. Din nou, Djokovic este rupt, încă stau și mă gândesc că l-aș vinde, dar parcă îmi pare rău de el, că e un jucător care chiar îmi place foarte mult, țin minte când a fost la CFR, ce bun a fost. Olaru iarăși este rupt, Vieira încă își revine din accidentare, într-adevăr aș zice jocul că aș putea să joc un 45 de minute, dar desigur lacking sharpness, așa că îl vom lăsa pe Dima. Îl avem pe companiu, chiar dacă nici el nu are sharpness, ce și-a revenit din accidentare, dar jocul recomandă să joc un maximum de 45 de minute, așa că asta voi face. Îl voi juca pe Miculescu în locul lui Băluță, că l-am văzut un picuț obosit pe Băluță și da, în rest totul e frumos cu Fainușac. Hai să-i dăm bătaie și să vedem dacă reușim chiar să dăm bătaie celor de la Farul Constanța, cei care dacă câștigă în acest meci chiar intră în joc, putem spune așa, chiar intră în șansele astea pentru titlu, chiar se joacă legit aici. E foarte interesant cum desigur echipele astea mari, FCSB, noi, adică noi cât de cât o ducem bine, dar ia uite CFR Cluj, care într-adevăr încă nu ne-am uitat. Aoleu, Denis Alibek deschide scorul în minutul 4, foarte repede deschide scorul Farul Constanța. Sai, nu mă așteptam chiar așa repede și în momentul de față Farul ar avea 37 de puncte și noi suntem pe locul 2 la 39 de puncte cu Rapid în caz că pierdem acest meci, doar că pune presiune pe noi Farul dacă câștigă acest meci. În realitate, mă rog, ca sigur Gigica ar fi vorbit cu este Miculescu. Am știut de ce te pun titular la acest meci. Ar fi vorbit Gigica cu Hagi, știi? Finuțule, te rog eu, lasă-mă să câștig. S-a mai făcut de astea. Și da, oricum, într-adevăr, echipele astea care au jucat în conference în Europa se simt așa obosite, știi, și de-aia mai greu se mișcă pe campionat. E greu până îți faci un Football Manager cu adevărat două echipe, știi, lotul principal și lotul secundar, seamănă lotul secundar forță pentru Liga 1 a României și lotul principal care se joace în conference și rare ori și prin Liga 1 a României când este nevoie. Asta desigur o să facem în timp. Un lucru care nu știu dacă v-am zis, cel puțin mie tot timpul când jucam Football Manager mi se părea cel mai frumos când jucam sezonul 2. Indiferent de echipă, când jucam că remote cu AC Milan și cu altele ce jucam eu, cel mai mult îmi plăcea din sezonul 2. Primul sezon, ok. Sezonul 2, automat, vezi bugetul, știi că ai buget atât sau atât, automat, mai mulți jucători transfer listed, e puțin mai complex, mai greu, oare ce, oare cum, oare cine, oare cum, e mult mai fascinant, cel puțin în opinia mea personală, îmi place mult mai mult partea asta. Stai să văd pe Wendel, nu l-aș putea juca ca și aici în locul lui Coman, perfect. Și atunci îl punem pe companie, o să intre și el pe teren. Hai să vedem așa. Și vom încerca un joc puțin mai pe atac. Să vedem cum ne descurcăm așa. Și da, hai să vedem. Și cum ziceam, sunt chiar foarte curios în sezonul 2 cum ne vom descurca. Târnovanu ne-a dat puțin emoții acolo. Am crezut că o să facă iarăși o fază ca și Vlad, dar totuși să avem încredere în Târnovanu.
El e totuși altfel față de Vlad, care, dacă v-ați uitat la videourile mele, știți că ne-a făcut o boabă de... Chiar i-am dat câteva șanse, știi, pe teren, mai ales în meciuri slabe, de cupă. Și am început să joc cu el, că am zis, bă, hai bă, să vedem, că parcă apără binișor. Până a făcut faza aia așa, mi-am imaginat cum ar face Gigi Becali, afară. Și vorbind de afară, Ovidiu Popescu, de-abia intră pe teren Ovidiu Popescu și cartonaș roșu, doamne, bro, Ovidiule. Băi, Jolly Joker-a noastră care joacă pe toate pozițiile. Ce ai făcut, bă, băiatule? Cartonașul roșu, bă! Trebuia să spui frumos, domnule, mister, n-am chef să mă joc, mă leși pe bancă. Și eu te lăsam pe bancă, bă, dar nu, să iei roșu, bă! Ești nebun! Dar vorbind de ești nebun, nu prea se întâmplă mare lucru în acest meci. Așa că voi mai face posibil ultimele schimbări și ce a fi, a fi și Doamne ajută. Gata, uite că nici mai am schimbări după astea. Intră Tavi Popescu pe KM, culmea, poate juca KM, n-am știut, dar văd că are cea steluțe. Sau i-am încurcat și... Stai un pic, tu care ești? Octavian Popescu, da. Uite bă că joacă și KM băiatul nostru. Bun, e ok atunci. Îmi place că la un timp aș fi... Opa, bravo, Târnovanu! Bine, mă! Ce intervenție aici pentru portarul nostru, doamne! Hai că mi-au și uitat și ideilor ce vreau să zic. De Octavian Popescu, parcă. A, da, nu, că ziceam că la un timp aș fi zis, bă, că uite, mă, că avem foarte mulți mijlocași. Și acum ne-am întrezit cu atâtea accidentări că nu prea mai avem mijlocași. Dar știi ce? Cu un om în minus, un egal... Da, slab, sincer, îmi pare rău de Miculescu că n-a, că practic trebuia să-i laud, dar restul echipei a jucat foarte rău, numai el ce a reușit acolo așa printr-o magie să scoată victoria, dar da, că să fă, asta este, îl vom amenda pe Ovidiu Popescu cu amendă timp de o săptămână, noi plătim salarul, pac. O victorie zdrobitoare aici versus Cluj, cum ne și așteptam pe de altă parte. Cordea dublă, Băluț a dat și un gol, White un gol și a dat gol și Wendell. Dar omul cheie, putem spune așa, a fost Octavian Popescu, care a dat 3 asisturi. Wow! Și Dima a dat un asist. Bravo, mă, Dima! Foarte, foarte bine. Mă bucur foarte mult. Într-adevăr, am avut și câteva rezerve și totodată l-am jucat pe Gania. Am zis că Gania, clar, îl ține față. Oh, nu pot să cred! Petrescu a fost dat afară de la CFR Cluj fix înaintea meciului nostru de derby. Dan Petrescu dat afară de la CFR. Wow, ce știre impresionantă avem noi aici. Doamne, într-adevăr, e puțin timp până la meciul cu CFR încât să poată să se simtă diferență când este antrenorul. Sunt curios, mi-ar place și mi-ar trebui o victorie. Mi-ar prinde enorm de bine o victorie aici cu CFR Cluj. Și Botoșani oficial în Liga 2, înapoi în B. Ai, ce rău îmi pare de Botoșani. Dar asta este. Într-adevăr, o decizie interesantă aici de a-l da afară pe Petrescu. Sunt curios ce au făcut în Europa. Am lăsat în continuare... momentul, surpriza să mai stea acolo. Sunt și eu foarte curios și vom vedea, mai ales după această veste șoc, chiar după meciul cu CFR, ce au reușit ceferiștii în Europa League. Într-adevăr, ei au reușit să se califice în grupele Europa League și în momentul de față este clar, CFR simte durerea că hai să-l dai pe Petrescu, dar într-adevăr de 28 de puncte, bro, dar nu mă pot uita la league table altfel, cum? 0 meciuri câștigate, un singur egal cu Farul, în rest 5 meciuri pierdute pentru CFR Cluj în play-off. Wow! Noi avem 3 victorii cu Cluj, CFR și Farul, avem 2 egaluri cu Farul și Argeș și avem un meci pierdut cu Rapid, că să-mi bag piciorul, Rapid parcă e
nuca aia, buturuga mică ce răstornă carul mare, știi? Sau aia cu faza aia cu Ahile, știi? E săgeata aia care m-a lovit în spate și mă culcă tot timpul. Nu știu ce e cu Rapid, dar, Doamne, joacă prea bine. Suntem aici într-un meci atât de important versus CFR Cluj în deplasare. Vedem primul 11 clujean aici și totodată este un meci foarte interesant pentru noi și pentru ei, în sensul în care a fost dat afară Dan Petrescu fix înaintea zilei, acestei zile de derby. Pe o parte, știi, poate fi un plus pentru noi, pe parte poate fi minus, că vin jucători, hai bă, că a fost dat afară antrenorul lor principal, precisii haos, precisii vraiște acolo. Dar nu cred. Deci să sperăm că, ia să vedem, prima noastră fază, gol! Gol Sorescu! Wow! Minutul 4! Ok, semne bun, semn bun, forță, Radonovici acolo, Sorescu, bine de tot Sorescu, ce jucător mi-am cumpărat eu aici, păcat de Becali că nu și-a dat seama de calitatea lui Sorescu și să-l cumpere și în realitate, dar nu-i stres, că l-am luat noi aici în Football Manager, zic eu un chilipir am plătit pe el și da, își va face bani, aia e clar. Sorescu la băluță, băluță! Sorescu cu asistul și gol, nimeni altul decât băluță! Într-o fază foarte frumos construită, băluță acolo, arată că este ușor accidentat, dar văd că menține și poate duce, poate minutul 45 îl voi schimba. Dar până în momentul de față, gol și asist Sorescu. Doamne, ce jucător avem! Ar trebui să-l reprofilez ca winger, frate, să nu mai joace râb, să joace de acum încolo râv. Da, în Football Manager poți să schimbi pozițiile jucătorilor pe orice poziție dorești. Pe orice poziție dorești, ca și în realitate, cum este cu Ovidiu Popescu. Poți să iau pe Ovidiu și să-l pun să joace atacant. Într-adevăr, ține mult timp în Football Manager, nu e ca în FIFA, ține un sezon, poate două sezoane. Știi, sunt anumite praguri. Începe fără nicio bulinuță, începe cu roșu, cu galben, cu portocaliu, mă rog, portocaliu, cu galben și așa mai departe, până se adaptează sau nu, că după un timp poate să zică, bă, da, joacă S.T., dar nu recomandăm noi că nu se adaptează bine și așa mai departe. Făcusem o dată într-un remote după un live de lui Teo, aveam probleme mari de lot și aveam un CDM, dacă rețin corect, ce n-avea nicio treabă cu LB. Bă, și din nevoie și nevoie, l-am pus acolo pe training și toate cele să fie LB. Și știu că după un sezon deja era așa cu galben ca și LB, dar începea să joace, știi? Și fac că ia mă cum a făcut dintr-un LB, CDM, LB. Și ce fază faină că reușisem acolo, că după un timp chiar a devenit bun. Dar da, hai să revenim la meciul nostru, unde desigur conducem 2-0 pe CFR Cluj. Voi face într-adevăr o schimbare ce trebuie făcut un picuț mai repede, dar e bine și acum. Îl voi scoate pe Băluță și îl voi pune pe nimeni altul decât Miculescu să nu agravăm posibil accidentare sau eu știu. Hai să se facă schimbarea, foarte bine, și o să trească să scoși pe companie, pe companie desigur îl joc acum să-și revină puțin, să-și facă puțină de asta de fitness și după care, da, intră înapoi Wendell, îl pregătim pentru meciurile mari pe companie. Foarte bine, păcat acolo pe linia de mijloc, hai că facem și noi ultimele mare parte din schimbări, îl scot pe companie, cum ziceam, de bea ce și-a revenit după accidentare, nu doresc să risc ceva, în rest pare relativ ok echipa, hai să-l băgăm și pe Vieira în locul lui Tam, că văd că pe moment o ducem binișor, să-și facă și Vieira puțin match sharpness. Foarte bine, minutul 72, văd că jucătorii mei, păi da, conducem, mai are rost să dăm gol, e bine și 2-0, e victorie, nu? Bă, dar hai mă, că altfel sună 3-0, dacă știi cum zic. Haideți, bă, băieți, 3-0 acolo, frumos, ia uite, Octavian Popescu, peste poartă, jucătorul nostru care acum... Bă, nu, Ovidiu, bă, nu, stai că sunt amândoi. Doamne, cât îi pot încurca pe ăștia doi, ferească Sfântul. Doamne, doi jucători cu același nume. O, știi? Și Popescu. Doamne, ia Sorescu. De Sorescule, meciul vieții pentru tine, asist și gol. Cum ar fi încă un gol. Wendell!
Wendell! Octavian Popescu cu asistul și este gol! Wendell! Bine, bă, juniorul nostru adus acolo de la Academia lui Porto, bro! Ușor, ușor învață meserie aici în Liga 1 a României. Și uite-l pe Hajduk! Îl cheamă Hajduk și s-a hârnicit, s-a făcut Hajduk să ne atace. Dar e bine, Wendell, îți mulțumim, m-ai ascultat, 3-0 altfel sună, 3-0 cu CFR e forță, bro. Foarte bine, uite, și așa din postura de rezervă a dat gol, așa și doresc să fie, știi, acea rezervă care intră și dă gol, e ceea ce trebuie, că n-a companiu, este un Harry Kane de România, mă rog, practic e italian. Harry Kane al ligii întâi, totodată Harry Kane al Italiei, nu știu, într-adevăr. Așa puteam să zic, uite, ca un imobil, știi că același stil de joc ca imobile. Dar da, oricum, foarte bine, bravo, băieți. Și nu vine scris ce... oricum, o să vedem la finalul sezonului, am vrut să vorbesc de transferuri, dar vom vedea la finalul sezonului că acolo o să ne arate Football Manager, știi, și mai ales Gigi Becali și toate cele și fanii, ce părere au despre transferurile care le-am făcut eu până în momentul de față. Per moment, eu zic că am făcut atâtea transferuri foarte bune. Vieira un super CB, totodată și Iulian Cristea, uite că și-a revenit, mă bucur foarte mult. Dean Sorescu, mai rost să zic, e top băiatul, e top de top. Și totodată, desigur, mă bucur chiar și cu Dima că l-am transferat, chiar dacă n-a, e rezerva rezervei, dar, bă, își face treaba și, uite, și evoluează, vedeți, cu săgețele și tot. Totodată îmi place foarte mult că l-am luat pe Gania, uite, deja ne-a ajutat de multe ori Gania, nici nu știu, are câte are 11 apariții și a venit prin iarnă. Și, na, știți cum e jocul ăsta, nu știu exact dacă își contorizează chiar la toate meciurile faza. Ok, Băluță se pare că este accidentat, 3 sau 6 zile. Vedem că meciul următor este cu Argeș pe locul 3, dar totuși cred că batem pe Argeș. Și până atunci ar trebui să își revină jucătorul nostru. După meciul cu Argeș să fie meciul cu Rapid și după care cu U Cluj. Wow! În momentul de față se joacă titlul în continuare. Farul Constanța cam ieșit de pe linie, zic eu. Dar surpriza surprizului este Argeș, care uite, a trecut-o pe Farul Constanța și în momentul de față se află pe poziția 3. Cum ar fi, frate, ca FC Argeș, și repet, FC Argeș, care imaginați-vă ce face în realitate în momentul de față, cred că au retrogradat, dacă nu mă înșel, adică chiar Argeșul mai e în Liga 1 a României. Da, revenim la subiect. Totuși, imaginați-vă că Argeș, dacă termină pe locul 3, o să ne reprezinte, de exemplu, un Conference League. Wow! Și cel care practic o cară pe Argeș este acest jucător numit Arnold Gariță. Garita. Wow, natural fitness, strength. Ia uite, la partea asta de physically top. Bă, decisions nu prea are determination, dar... he's very one-footed, așa, international experience. Ia uite, și câte de-astea cu verde are. Wow! Hei, Garita, ok, bine că ești pe shortlist, că s-ar putea să te trezești cu o ofertă de la FCSB, depinde cum stăm cu bănuții, ce-i drept. Dar, wow, și ăsta au dat cele mai multe asisturi, Gianni Crețu, de la Dinamo? Hei, de la Dinamo e ăsta. Gianni Crețu, ia uite, 10 asisturi, wow. Și n-au stratul, ia uite, portarul lor, care, hei, n-are stațiul rele, dar nu-i de FCSB. Dar, într-adevăr, Gariță. Păi, nene, mă, ce le joacă? Bă, Gărița asta le-a făcut o scăriță celor de la Argeș să ajungă în Conference League. A, m-ați prins? Gărița? Scăriță? Conference League? Ia urcat pe scară. Da, voi tăcea din gură și voi simula până la meci cu Argeș. Poate că v-ați întrebat, totuși, unde este Nghezana? Am încercat tot, de foarte multe ori să-l vând atunci în acea perioadă de transferuri și pe final m-am enervat că nu a acceptat nicio ofertă și am încercat să-l mut la una din afiliatele noastre. În momentul de față, FCSB este un club afiliat cu CS Mioveni și avem o regulă ca aceste cluburi afiliate să poată să-și trimită jucători unei altea gen pe stilul loan. Și automat l-am spus, move to squad, move la Mioveni.
Mioveniu l-a spus că, hei, se va fi un jucător de lot, așa de prin 11 aproape. Și am zis, hei, nu-i rău, până când, desigur, ajungem în perioada de transferuri de vară, decât să stea la mine că eu clar nu o să-l joc, haideți să-l împrumut undeva și măcar așa nu cade în potențial sau, mă rog, în relevanță. Și ia uite-l mătul de față, la Mioveniu cu 9 apariții și un gol. Da, și totodată l-am împrumutat și pe Pantea la Sepsi, unde a jucat 10 meciuri și a dat 4 asisturi și se pare că este un loan chiar care îi prinde bine. Wow, aproape la limită, putem spune. 2-1 este scorul versus Argeș, o victorie foarte bună. Coman și Companiu au dat golurile. Companiu a intrat pe teren în locul lui Wendell prin minutul 75 și a fost și ales omul meciului, având în vedere că a dat gol și asist. Bravo, bravo, bravo. Într-adevăr, în mare parte echipa titulară, excepție Miculescu, că l-a amenajat pe Băluță și respectiv Vieira, care doresc desigur să refacă match sharpness. Dar da, foarte bine. O victorie bună aici versus Argeș, o victorie care, na, trebuia să fie totuși victoria, hai să fim sinceri. Și îmi place că l-am adus pe Rada Slavescu la prima echipă, tocmai pe ideea că nu prea am un mijlocaș și ar putea să facă pasul cel mare, ușor, ușor, să devină un jucător acolo pentru prima echipă. Problema, desigur, este că deja omul nostru deja a fost într-o bifat, sau cum să zic, ales pentru echipa a doua, știi, și n-am putut să joc în acest meci cu Argeș. Păcat, dar că se fă, n-ai că se fă. Acum urmează meciul care va decide totul, să fim sinceri. FCSB Rapid. Cine câștigă Liga 1? Acest meci va decide totul, pentru că în momentul de față Rapid are 48 de puncte, noi avem 49 de puncte și după care, mă rog, că sigur și Rapidul are un meci ușor. Noi avem cu Cluj clar o victorie, dar nu știu, numai dacă nu joacă Rapidul cu... Stai, că putem afla. Stai așa. Deci, Rapidul. Așa, a jucat cu o Cluj de 2 ori, Argeș de 2 ori, deci a trecut de meciurile ușoare. Odată cu noi, acum o să fie returul cu CFR Cluj și cu Farul și a făcut egal cu Farul. Deci mare de jucat meci cu CFR Cluj și meciul nostru. Deci o să fie pentru Rapid, ultimul meci o să fie împotriva celor de la CFR Cluj. CFR Cluj, care nu e Dan Petrescu și în momentul de față este Ciuca Bătăilor în play-off. Da, nu cred. Doamne, totul sau nimic. Și până acum Rapidul a reușit să mă bată tur-retur, cred că și în campionat, nu doar în play-off. Așa că da, este o presiune mare pe mine în momentul de față. Doamne ajută să reușim. Opa, avem aici un transfer interesant. Colorado l-a cumpărat pe Mihailă pe suma de 3.4 milioane de euro. Wow, interesant acest lucru. Mihailă joined Parma de la Universitatea Craiova pentru 8.8 milioane în 2020. Wow, ăștia îl dau pe pagubă de 5 milioane, easy peasy. Fantastic așa ceva și Craiova va primi 118.000 de euro în urma acestui transfer. Într-adevăr, Colorado, mă, cine ar fi zis? Foarte interesant pentru Mihailă, o nouă aventură de data aceasta în USA, urăm mult noroc și da, l-aveam eu pe listă pentru că Mihailă chiar îl puteam transfera bine, acum nu știu exact la bănuț, dar cel puțin acolo la Valiu știi, arătau niște sume discutabile, cu accent pe discutabile, și chiar și la salariu, știi, adică era o mică șansă. Și, na, știi cum e, și acea mică șansă e o șansă, dar, na, că se fânea, a băgat băieții de la Colorado bețe între roate, cum e acea exprimare, acea zicală și că se fă, n-ai că se fă. Ok, era din nou să uite de Europa League, să vedem ce a făcut CFR Cluj în Europa League. Bun, deci hai să vedem. Ia aici.
Cefre Cluj a jucat cu Manchester United, Olympiacos și Sturm Graz. Oricum a avut un imbolt imens de bani financiar, că au reușit să se califice în grupele Europa League. Mi-aș dori și eu acest lucru în sezonul viitor, chiar dacă asta înseamnă unul la mână să mă calific în Champions League, dar prin calificările la Champions League să pierd și să ajung în Europa League. Înțelegeți voi? Dar da, totuși Cefre Cluj m-a surprins prima oară că au reușit o victorie cu Olympiacos, încă țin minte că am rămas uimit, wow, au bătut-o pe Olympiacos, după care surpriză, surpriză, l-a făcut 1-1 cu Manchester United. Am zis, imposibil, bă, să vezi că CFR-ul o să joace și o să meargă mai departe de pe locul 2. Dar după aia au dat cu bâta în baltă și a făcut 2 egaluri cu Sturm Graz, care trebuia să fie măcar unul dintre ele o victorie, în opinia mea personală, că totuși e Sturm Graz. Și după care au pierdut cu Olympiacos și United, logic. Dar da, păcat, păcat. Uite, 6 puncte și astelalte două echipe au avut 7 puncte, respectiv 7 puncte. Și na, la gol averaj, oricum, dacă erau și 7 puncte, nu, la gol deficit, nu aveau nicio șansă. Deci păcat pentru Cefre Cluj, dar oricum, 3 egaluri și o victorie, plus calificarea în grupe. Fua, dacă ne-ar da afară Gigi Becali de la FCSB, clar m-aș duce la CFR, că îs bănuți acolo, dacă știi cum zic. Îs bani. Dar într-adevăr, hai să vedem și în Conference League ce s-au descurcat celelalte echipe. În momentul de față, companiul este golgeter în Conference. Fiți atenți aici, pe primul loc. 14 goluri. Wow! Vezi că stați că să vin și eu aici și să dau scout la diversi jucători. Știi, prin Conference League, ai aici cele mai multe asisturi, ăsta de la Viena, dar ăsta nu avem nicio șansă să luăm. Și nici pe ăsta. Și ce surpriză, nici pe ăsta. Ăsta de la portari, nici pe ăsta, asta nici pe departe, și Horn, hai să fim serioși, da. Ok, hai să vedem group stages, mergem așa, all groups, avem așa, noi am trecut desigur pe prima poziție, povestea noastră o știm cu toții. Parcă mai era Sepsi pe aici, calificată, așa că hai să mergem încetuc, șușurel, șușurel, și să vedem unde este Sepsi. S-a blocat mouse-ul. Aici este Sepsi. Pe ultima poziție, bieții. Într-o grupă cu West Ham, care într-adevăr și până și pe noi ne-au bătut tur-retur, deci e logic, e West Ham. Zic eu, una din favoritele la finală. Dar totuși au fost cu Shamrock Rovers și respectiv Rapid Viena. Rapid Viena discutabil. Shamrock Rovers trebuie să fie victorie cap-coadă, adică e freaking Shamrock Rovers, țin minte când am vrut să fac remod în FIFA cu cea mai slabă echipă din joc, pe undeva pe acolo în acea listă era și Shamrock Rovers, așa că totuși, bro, come on. Cei de la Sepsi au reușit doar un egal cu Shamrock Rovers, în rest toate meciurile l-au pierdut, dar totuși și au reușit să califice în grupe, deci hei, au și ei un mic plus financiar acolo. Și vorbind de West Ham, uite aici este meciul în această semifinale. Da, semifinale, se pare că Fiorentina a bătut-o pe Nice 5-0 și West Ham a câștigat 2-0 versus Köln. Wow, o să fie oare o finală Fiorentina-West Ham? Mamă, asta da finală, sincer, că și Fiorentina e echipă bună din seria, o echipă care clar a făcut multe surprize pe parcursul acestui sezon de Serie A din realitate, deci, va fi interesant, dar da, West Ham a zis din start că era clar favorit acolo pentru a câștiga această cupă. Dar ia uite, sellout expected for FCSB match. Într-adevăr, s-ar putea ca derbiul acesta care va decide Liga 1 a României să fie full house. Full. Stai că să fiu atent aici dacă ne arată undeva stats-ul. Da, e aici, sellout. Așa cu rapid, capacitatea, deci capacity of crowd of 14.000 de oameni sunt așteptați la acest match. The average attendance for rapid, de obicei, bine că e rapidul care tot timpul e full, într-adevăr. FCSB will back by this number of fans. Capacitatea terenului este de 14.000 de locuri, rapidul vine cu 12.000... Bă, nu, ăsta e de obicei, așa, average, da. Vine cu o grămadă de jucători și noi avem 700 de fani. Da, deci, da, jucăm în deplasare, așa că e clar. Doamne ajută, 700 de fani în acest derby care poate decide campioana Ligii 1.
Și uite așa începe meciul decisiv. Uite, pe ați văzut primul 11 al Rapidului, foarte repede se schimbă aceste afișaze. Dar da, este stadionul aproape plin, din câte se și bine vede, mai sunt câteva locuri care clar vor fi ocupate în scurt timp. Ia uite, deja tot mai mulți oameni, de-abia avem noi acolo într-un colț câțiva jucători de la câțiva fani de la FCSB. Și acum, să vedem dacă reușim să ne batem marea rivală în acest meci pentru titlul, zic eu, la Ligii 1, că CFR-ul nu cred că mai bate Rapidul. Șansă imensă! Săpunaru, cum o scoate? Aproape de pe linie a scos-o Săpunaru, într-o fază foarte periculoasă acolo. Băluță puțin a fost Bulangiu. Și a trebuit să o șutez mai tare, dar a vrut să dea un gol de ala, așa, știi, ia bă, ce gol v-am dat, știi? Și, na, Săpunaru, atâția ani de experiență, un apărător fascinant și fantastic, pur și simplu, trebuie să fie un icon al României, într-o bună zi, că nu sunteți fan Rapid, că sunteți fan Rapid, Săpunaru, clar, trebuie să fie un icon sau un hero în FIFA într-un moment dat pentru România, zic eu. Bine, pe lângă mulți alții care încă n-au apărut, dar trebuie costizați acolo în istoria, într-o pagină de istoria Ligii 1 României și a fotbalului românesc, clar, este Săpunaru acolo. Bun, revenind, Ogenda, un jucător care l-am și eu pe listă, mi se pare un jucător foarte mișto, care în realitate am înțeles că a rămas liber de contract și își caută o nouă echipă în momentul de față, m-a surprins puțin. Cel puțin în FM știu că este un jucător cu stețuri foarte mișto, care clar l-am pe listă, cine știe într-o bună zi, poate, dar în momentul de față este jucător Rapidului și costă destul de mult. Dar da, totuși o grămadă de ocazii și de faze și de-abia în minutul 8 al acestui meci. Ia uite ce le joacă aici Rapidul, nu-mi place, un tiki-taka foarte bine ținut acolo și o pasă lungă către Sefer și Ciobanu înscrie primul gol al acestui meci. V-am zis eu că nu-mi place cum construiau acolo rapidiștii, parcă simțeam că tată, dacă joci mult Football Manager, parcă știi când vine golul, pur și simplu uitându-te la fază, cum leagă ăștia pasele și tot, parcă poți prezice câteodată, nu tot timpul. Dar, da, se pare că Rapidul, per moment, ne fură speranțele pentru titlu. Aia bună, haide băieți. Nimic, cred că nimic până la pauză, da. Jucătorii sunt foarte triști cu moralul la pământ din cauza... Ce să le zic? I'm so angry right now, sort it out now, hai să vedem așa. Haide, companie, te rog eu frumos, în tine am speranțe să scoți acel hat-trick din Joben, din pălăria ta magică de goluri și să dai odată gol, Doamne ajută gol. Vedea pe tagging, riscăm aici, dar n-avem ce-i face, trebuie riscat, că văd că Rapidul Imutu s-a băgat pur și simplu cu curul în poartă și nu se mai întâmplă nimic. Se intre Miculescu în locul lui Băluță. Hai să vedem aici o fază. Nu! Tam! Wow! Ce ne-am riscat la acea fază, ești nebun! Ia uite, pe contraatac, Băluță. Popescu, companio! Am crezut că e gol! Iui, Doamne, cum trăim acest meci! Săpunaru! Aoleu, nu-mi zic că ne bate și acum! Frate, nu știu ce s-a putut întâmpla, dar eu nu m-am reușit să bat Rapidul, frate! Doamne, și pierdem Liga 1, așa printre degete! Mamă, FCSB, zi și Arsenal de România. Ai bă, fraților, oai, transversală. Nu știu ce schimbări, frate, să fac să se simtă pe teren, parcă nu l-a scoate. Bară! Bă, nu! Hai, mă, trebuie să fie gol. Nu l-a scoate pe companiu, că el e una dintre cele mai mari șanse să dăm gol. Apărarea este ok, mijlocul n-am cea mai bun, ce cordere să-l bag pe Surescu, ia vezi, asta trebuie să fac poate mai repede, am mai prea târziu, dar
Ai, frate, un gol, măcar un egal, și un egal ne ajută. Uite-te ce faci asta, uite-te ce faci asta. Bă, măcar un egal dacă scoteam. Hai, fraților, vă rog eu frumos, egalul, nu mai faceți pase de astea, bă, că nu conducem. Uite-te la ei, pasă cu portarul când să te conduci cu 1-0 și după care... Și te mai merge ce parcă Gigi Becali am bătrânit de 5 ani într-un an. Doamne, când îi vezi pe ăștia cum joacă. Hai de viața mea. Se va juca acolo ultimul meci. Unde... Doamne, stai două secunde să ajung să văd despre ce este vorba. Deci în momentul de față noi avem 49 de puncte, Rapidul 51. Bine, jocul clar a zis că nu, că mai e șanse, că Rapidul mai are meci cu CFR, dar vorbim de CFR care nu a reușit să bată pe nimeni. 8 meciuri, 8 înfrângeri, Argeșul i-a bătut, Farul i-a bătut, noi am bătut tureturi, toți au bătut CFR-ul, nu vine să cred că zic asta, dar da, care este șansa ca Rapidul să se nece la mal și să facă un egal cu CFR Cluj, care ar duce la 52 de puncte, noi să câștigăm cu Cluj, care și pe noi ne-ar duce la 52 de puncte, dar după care se va face goal difference, goal averajul, unde Rapidul are 14, noi de-abia 7, deci tot Rapidul va câștiga titlul. Trebuie să câștige CFR Cluj ca să aibă 51 de puncte și noi cu victorie să ne ducem la 52 de puncte. Deja când începem și vorbim de chestii de genul acesta, opa, Pioli fired by AC Milan. Păi, Mr. Becali, dacă te gândești să mă dai afară, acum ar fi momentul, că este un loc liber la AC Milan, unde m-aș duce cu mare drag. Dar totodată, ce mi-aș dori așa ceva să se întâmple și realitate, pe lista de antrenori la Milan, după ce pleacă Pioli, să fie Conte și Bielsa. Mamă, doi antrenori care mi-ar place să fie la Milan și în realitate. Dar, revenind la oile noastre, wow, pierdem titlul României printre degete. Țai de viața mea. Urât, bro, urât. Dar asta este, vom vedea ce va fi. Wow, Cupa României a fost câștigată de nimeni altă decât Farul Constanța. E puștii lui Hagi câștigă Cupa României. Bravo, mă, Far, fraților. Bravo. Ia uite, bă, că au câștigat și eu cupă față de noi, gălna, că n-o să câștigă nimic. Lacrimă. Într-adevăr, am făcut treabă multă și treabă bună în ăsta, frate, în conference, dar da, e greu. E grele. Viața e grele. Într-adevăr, uite, Genoa îl cumpără definitiv de la Reading pe Puskás pe 3 milioane de euro. Eu zic că merită 3 milioane, este un jucător chiar bun, într-adevăr cu minusurile lui, dar da, Doamne. Știți ce? Mă gândesc tot mai mult să lăs această fază pe ultimul video, gen să fie așa un pic de suspans. Cine câștigă Liga 1 a României? Într-adevăr, e totul sau nimic aici. Da, trebuie să câștige CFR-ul. Doamne ajută, uite, Doamne ajută, rugați-vă și voi cu mine să câștige CFR Cluj acest meci cu Rapid. Ok, meci versus Cluj, care ar trebui să fie, zic eu, un meci ușor pentru noi. Și totul stă în mâna destinului dacă reușește CFR Cluj să facă o singură victorie acum în play-off. Cea mai importantă victorie a lui CFR
pentru noi, desigur, ar fi să câștigi. Doamne, ținem degetele încrucișate și ne rugăm la divinități și la puteri supranaturale și paranormale să reușim să câștigăm. Într-adevăr, noi repede aici, aia zic, trebuie să dăm un gol și asta s-a și întâmplat foarte bine. Băluță deschide aici scorul dintr-o pasă foarte bună a lui Octavian Popescu, care mai tot sezonul mi s-a părut slab. Nu l-am văzut pe teren, n-a făcut nicio treabă. De când am avut cearta, scandalul cu Coman, așa facem ca în realitate mici scandaluri și certuri, până l-am redescoperit pe Octavian, care ia uite ce câte asisturi dă nebunul. Chiar e un jucător bun și, și mă bucur că l-am redescoperit. A? Dar, stai un picuț cu Clujul, îl are pe nimeni altul decât Niștor. Zis și Ceapă față de... prietenul lui îl cheamă Ceapă. Cei din Craiova, că mai țin minte prima oră când am văzut că s-a dus la Craiova și ăștia i-au pus numele de Ceapă. Asta așa se spune, se potrivește. Nu știu de ce i-au zis numele ăsta, că îi pute gura sau ce dracu. Bă, dar am râs. Am râs și am zis, bă, aici se potrivește, bă. Cum dragul să pui o poreclă unui amic, unui prieten, unui coechiper, cum vrei tu să zici, Ceapă. Ia companio! Stai un picuț, arbitrul fluieră este varul. Da, varul a dat, a zis, da, aprob, este gol. Și este al doilea asist al lui Octavian Popescu. Incredibil, foarte bine, bravo, bă, băieți, noi ne facem treaba aici. Să sperăm că își face treaba și CFR-ul, încă n-am văzut pe undeva, poate n-am observat eu. N-am văzut pe nicăieri să scrie ceva despre acel meci, care, ia uite, ne ține cu sufletul la gură să vedem ce se întâmplă. Clar, că mai mult ca sigur toate meciurile astea se joacă deodată, deci mă miră că nu avem așa un info, poate este 0-0. Opa! Ai, Octavian Popescu, cu Tavi Popescu, mă rog, aproape... Nu, acum văd, acum am văzut. Rapidul conduce CFR-ul 2-0. E gata. E gata, fraților. E gata. Hai să intre și Rada Slavescu. Cine să mai intre? Sorescu. Și atât a fi. Și Waide să-l bag Polaru. Îs gata. Bag așa cea rezerve să mai joace. La trecerea timpului. Opa, posibil penalti. Hai să vedem ce decide varul. Posibil penalti. Penalti check review. Da, este penalti. Wow, wow, ce repede s-au mișcat aici toate. Cred că Companiu, da, Companiu este cel care a executat acest 11 metri apărat de portarul celor de la o Cluj. N-a fost concentrat Companiu, poate a auzit din tribună veștile de la fani de pe telefoane că Rapidul conduce și suntem cam out din jocul pentru titlu și a zis, bag picior, știi, mă rog, bag pe cior, știți voi. Așa. Da, că să fiu, n-ai că să fiu. Băluță, ia să vedem. Băluță, aproape, aproape. Totuși, putem să ne lăudăm cu parcursul nostru în Conference League. Din păcate, știi, pentru mine ca și antrenor aici în Football Manager, nu mi-arată decât dacă aș fi câștigat cupe, știi, dacă aș fi câștigat vreo cupă, era așa frumos acolo, așa, uite, acolo Deadly a câștigat Cupa României, Supercupa României sau Campionatul României sau așa, nu arată nimic, știi, dar totuși să vedem la finalul sezonului dacă ne va arăta cât de mult a crescut coeficientul în România, parcursul și treaba care am făcut-o noi CFR în grupa Europa League, Sepsii care și asta a calificat în grupe și noi care am ajuns chiar foarte departe în Conference League. Știi? Și să vedem. Poate că urcăm mai sus în coeficient. Ce frumos ar fi să tot jucăm acest Football Manager până când să avem două echipe în Conference. Ar fi foarte tare. Adică să fie și primul loc și al doilea loc în Champions League. Îmi cer scuze. Olaru! I-a arătat lui companie cum se dă gol din 11 metri. Da, că acum l-am băgat pe Wendel în locul lui Campaniu, îmi cer scuze. Da, foarte bine, bravo Laru. Ia uite, a intrat pe teren la fix. Bravo, bro. Bravissimo. Și cam atât o să fie meciul ăsta. Uite, 3-0, bro.
3-0. Wow! Dar, din păcate, nu cred că ne-a ajutat cu nimic această victorie. A win is a win. Așa, le zic la băieți, bravo, ați câștigat, ați făcut ce v-am cerut. Dar, din păcate, se vede, Rapidul este pe primul loc cu 54 de puncte și în momentul de față nu ne arată. Rapidul, într-adevăr, Rapidul câștigă Liga 1 a României. Superliga win pentru Rapid. Doamne, o echipă care de-abia a promovat, că acum a promovat gen, și ia uite că din primul sezon au câștigat titlul. Cred că asta s-au așteptat și fanii rapidiști să se întâmple în realitate. Dar, în realitate nu s-a întâmplat, dar totuși a fost frumos. A fost frumos că s-a jucat până pe final. Aia mi-a plăcut, știi, că s-a jucat până pe final. A fost așa emoții, faze de alea. Bă, oare reușim, oare facem, ce se întâmplă, cum se întâmplă până pe final. Și da, asta s-a jucat. Și din păcate locul 2 pentru noi. Oare acum ar Football Manager cum e? Locul 2 îți dă șanse de Europa League? Să nu-ți mai dă șanse, că eu știu că am căzut foarte mult în acel lucru de coeficient UEFA și chiar nu știu dacă mai sunt, mai avem loc de Europa League sau toate de Conference. Dar mă rog, pe moment, suporterii sunt foarte fericiți, are delighted, pentru că am reușit acest obiectiv, care în sezonul 2022-2023 să challenge the Super League, deci să chiar să ne luptăm pentru Liga 1 a României, pentru cupă. Și având în vedere că ne-am luptat toate până în ultimul meci pentru titlu, dar din păcate am pierdut, e bine, deci obiectivul l-am îndeplinit și în momentul de față The Board, Valeriu Argăseal, ne-a spus că ia bugetul pentru per moment inițial bugetul inițial va fi în jur de 577.000 de euro pe lună salarii per total și respectiv transfer budget de 3.3 milioane, care desigur o să vedem noi după așteptări, după una, după alta și da, o să mai vedem și vânzări, îți dai seama că o să vândem jucători, a fost Conference League-ul, jucătorii noștri au atras atenția multor echipe, vom vedea exact ce se va întâmpla, cine pleacă, cine rămâne. Mai mult ca sigur Coman, mă gândesc că îl vând, că nici n-a jucat, nici n-a dat gol, nici n-a dat asisturi, îmi pare rău de el, gen, chiar dacă am făcut noi așa un scandal, un can-can, îmi pare rău de el, dar da, cred că va trebui să plece. Bine, asta este așa o fază pe moment, mă gândesc eu pe moment că s-ar putea să se ducă, dar mai vedem. Mă uitam acum peste Liga 1 României per total, știi, să văd ce jucător, dacă aia să mai dau scout și chestii de genul acesta. Și mă uitam așa că dacă n-ar fi fost sistemul de play-off, play-out, adică să nici se înjumătățească punctele, care un lucru măgărie, noi am fi fost mătă de față pe primul loc în Liga 1 României cu 64-63 de puncte, uite, doar 5 meciuri pierdute, 6 egaluri și 19 victorii, dar... Dar da. Azi de un play-out. Vezi că nu m-am uitat. Relegation. Wow, voluntar. Bine, Botoșan deja este relegated. Ba, și voluntari. Și voluntari. Voluntari și Botoșan se vor duce în B din sezonul viitor. Wow, voluntar, mă surprinde. Și nu pot să cred. Sepsi și cu Craiova vor juca în play-off-uri pentru a se salva de la retrogradare. Incredibil. Sepsi, bro, play-off, wow. Și totodată, pe primul loc, cred că, nu știu dacă este actualizat și în Football Manager, cred că da, primul loc din play-out are o șansă să joace în conference, așa-i? Dar bine, trebuie să joace o grămadă de baraje de alea, de calificări. Și vorbim aici de Petrolul, dar, mai știi? Poate. Ok, ia uite ce fain e faza asta din Football Manager. Bine, o chestie mică, dar totuși este mișto. În sensul în care, uite, ne arată aici că avem în momentul de față 4 sponsori noi pe acest an care ne aduc per an 950.000 de euro.
Deci aproape 1 milion de euro din acești 4 sponsori noi care am obținut de-abia în acest an, având în vedere că am făcut o treabă foarte bună la brand exposure în conference. Și ia uite, per total, annual revenue, per total în tot anul, din sponsorii care avem, pe lângă ăștia 4, avem un venit de 3.3 milioane de euro, doar din sponsori. După care avem restul, uite, și până și din matchday commercials, avem competiții, avem broadcast, uite, de la televiziune primim aproape 2 milioane și totodată, uite aici, reușim să adunăm 988.000 de euro, aproape 1 milion de euro de non-domestic sales, deci din vânzări de tricouri și de alte măgării de genul acesta. Per total, clubul a vândut 8.334 de tricouri în felul următor. Cel mai vândut a fost cu Cordea, numărul 1, vedem aici, pe primul loc Cordea s-au vândut cel mai bine tricourile lui, după care Olaru pe locul 2, Companio pe locul 3, Popescu pe locul 4 și respectiv Băluță pe locul 5. Ok, asta și așteptam. Se termină sezonul, ia să vedem. Deci vom vedea în felul acesta. Transferurile care le-am efectuat noi sunt în felul următor. Transferurile ce am achiziționat sunt în felul următor. Dean Sorescu, care vedem că nu avem notă pentru că n-a fost împrumutat la noi, după care l-am transferat definitiv, dar na, din cauza asta nu ne arată tare bine. Urmăm mai departe la Vieira, care s-a accentat amu pe final de sezon, foarte mare păcat, de la Bașac Şekir, dar l-am luat desigur liber de contract. Zice că conducerea este destul de dezamăgită de achiziția acestui jucător, dar na, care sunt un salariu destul de mărișor și alea și alea. Bă, știi ce? Eu unul l-am jucat foarte mult pe Vieira, se vede 23 de apariții, între care 12 din postura de rezervă. A fost un jucător bun, dar într-adevăr din cauza vârstei s-a cam accidentat. Mergem mai departe la Constantin Dima, a venit liber de contract, care ia uite că acum conducerea s-a răzgândit și mi-a spus, hei, că suntem destul de mulțumiți cu acest jucător. Păi nu, 23 de ani, care ia uite, evoluează, uite, cu săgețele așa cum evoluează și acum, uite, cota pe undeva la 300.000 de euro ca și emergency backup, 18 apariții, dintre care două ca rezervă. Și se pare că cel mai bun transfer, jocul zice sau fanii au decis că el este transferul sezonului pentru FCSB. Este Radu Buboc, care l-a adus înapoi după ce Gibe care l-a făcut scandal și l-a lăsat liber de contract. Eu l-am adus înapoi, am zis, ia hai tu înapoi. Și desigur mă așteptam să fie Ganea, având în vedere că l-am luat cu 50.000 de euro un LB care eu consider că o să valoreze mai mulți bani decât ne arată acolo jocul. Și apropo, cam atât valorează și Buboc, dar sunt încă sume nerealiste, aș putea zice. Și desigur Wendell, care zice iar jocul că sunt destul de dezamăgit, totuși 9 prezențe ca și titular, 3 din postura de rezervă, 4 goluri. Nu sunt multe goluri, dar na, omul nici măcar n-a învățat limba română, gen. Dar, da. Vânzări, transfers out. Am vândut aici o grămadă de jucători care... Stai să văd așa, uite, Bilel, ce zice jocul, că să mulțumiți că l-am vândut la Ludogoreț pe 450.000 de euro, doamne. Ai. Cheșerul Carna, nu eu l-am vândut și parcă îmi pare rău că l-a dat Gigi Becali, chiar și la vârsta asta venerabilă. Omul, uite-te, care 14 meciuri titulare, 29 ca rezervă și 13 goluri, bro. Foarte tare, uite, Nicolov în China. Sunt foarte mulțumiți băieții că l-am vândut pe Nicolov în China. Și, wow, în China, ia uite, că am crescut cota sau nu știu, că e cam mare diferența acolo. Dar, da, în rest, nu cred că am mai făcut așa transferuri răsunătoare. Baia Crețu, bro, la Andorra. Ce face Crețu la Andorra? N-a jucat niciun meci. Hei, Andorra, dar atunci de ce l-ai luat? N-am așa să meargă ca într-o vacanță. Hai să vedem aici, uite, shoot. Este un happy că l-am dat pe shoot. Da, mă rog. Revenind de la normal, Liga 1 România într-adevăr ne vede pe primul loc, dar desigur a fost sistemul ăsta de play-off, play-out, care ne-a cam dat peste cap. Din păcate,
Dar în Conference League, uite ce mișto arată că ne-au calificat și faia e quarter final, nebunii, frate. A fost un sezon foarte frumos. Ia uite aici așa. Cea mai mare victorie considerată de către fani momente să ții minte este victoria vs Anderlecht 4-0 și într-adevăr și eu țin minte cum am urlat și m-am bucurat pentru acel meci. Un meci de ținut minte este victoria vs CFR Cluj 3-2, se pare că au ales jucători ăsta fanii. Și respectiv golul sezonului a fost aici împotriva lui Anderlecht, victorie 2-0 în care Cordea provides a perfect finish. Iată, o finalizare perfectă. Îmi place desigur că și aici la Financiar vedem că totul este pe verde, totul este pe, așa, cu săgețele to the moon, to the stars. Și how you line up. Deci asta ar fi cam echipa sezonului pentru FCSB, cu Popescu, Băluță, Cordrea, Companio, Oaidă, ok, Ejumar, Adunović, Dava, Tam, Sorescu și Târnovanu. Ok, interesant cum au făcut această decizie. Dar, într-adevăr, ia uite aici, ce frumoasă e faza asta. Dar asta este. Finalizăm, este final, foarte frumos, cam atât. Într-adevăr, mă așteptam să ne arete o fază de aia de cu gol averajul, cu România, cu nu știu ce, nu știu când ne arată, dar oricum o să oprim videoul aici și în caz că arată, poate pornesc cu al doilea episod și l-am acolo salvat într-un moment până când voi face următorul sezon, că acum clar o să fie o pauză de asta lungă, de o lună bună sau cât dracu, până începe noul sezon cu adevărat și aici o să dau și o send on vacation și îl las pe el să simuleze până capăt. Oricum a fost un video mai lung. Doamne, aș putea zice că nu știu, n-am unde să verific, dar cred că are o oră, să compensez puțin pentru mica pauză care mi-am luat-o și eu, așa să reîncarc bateriile, cum s-ar zice. Și da, un video special care, ia uite, am jucat toate meciurile, cum v-am spus, să vedem dacă reușim să câștigăm, să vedem dacă reușim să câștigăm Liga 1 a României sau nu. Dar da, cam atât pentru acest episod mirobolant. Yes, then draws, overhaul, record, players, așa, revine unul din loan. Acesta, Jair claims Romanian first. Jair câștigă jucătorul anului pentru Liga 1 a României. Felicitări, Jair, foarte tare asta. Și asta este echipa sezonului în România. Ioan este cel în poartă, chiar l-am pe shortlist, ca Ioan mi-ar place să-l aduc la FCSB. Larie, foarte interesant. Popescu, Mihai Popescu de la Faru. Onia pe râbă, nu știu. Junior Moraes, Jair CDM, Ciobanu cu Kite. Wow, o grămadă de jucători de la Rapid, într-adevăr, na, ei au și câștigat Liga 1 a României, cumva este și logic și ei să aibă cei mai mulți. Dar da, ia uite, golgheterul Ligii 1 nu este nici Garița, nici Eribiso la Petrolul, care a cărat-o pe Petrolul, este unul pe nume Daniel Paraschiv, care în 48 de meciuri a dat 32 de goluri. Bro, hei, ar trebui să-l cumpăr eu. Are stețuri mare pe școlă mai mult, mai bune ca Companiu. Wow. Ok. Fascinant. Dar da, hai că ne o lungim din nou și n-are rost. Cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat cel mai important lucru și desigur ne vom auzi pe data viitoare în următorul episod unde se anunță transferuri. Chiar sunt curios ce se întâmplă în episodul viitor. Cine știe, poate mai primi oferte și pe parcursul acestei perioade de vacanță. Și da, ne vom auzi în episodul viitor. Numai bine, pa, pa!